Salut tuturor, signori, și bine găsit la un nou episod de la Oameni Buni. Astăzi ne jucăm să facem 4 ore după cum puteți vedea. În acest episod să jucăm cu România, deoarece trebuie să facem focusul Step Goga in the back ca să facem o campanie minunată cu al nostru capitan, mai ales. Deci care este faza? Prima dată și prima dată trebuie să ne punem foarte frumos și elegant pe cooperare cu Malaxa și pe să vă arăt ce trebuie să facem. Adică, bine, cred că și scoții care au jucat modul de Romania Rework, l-aveți și descrierea dacă vreți să jucați la rândul vostru, cei care nu l-ați jucat. Deci ne trebuie neapărat aici loialitatea să fie mai mică la lăncieri și la gardă, ok. În rest ne trebuie la spartă conflict, ne trebuie power base peste 45 la amândouă părțile, bun, și aici, bun, la lăncieri mai puțin și la gardă mai mare. Am înțeles, ok, hai să ne punem foarte frumos și elegant pe inginerie. Adică pe producție, pe industrie și tot ce trebuie cum avem pe aici, că avem o grămadă de lucruri de făcut. Ne vom pune foarte frumos și elegant fabricile în toată zona asta, deoarece ne trebuie o industrie destul de măricică, ca să zic pe partea asta. Bun, hai să ne punem frumos elegant și aici pe avioane, mai ales să ne punem frumos pe avioane, că avem nevoie de multe avioane. Deci aici o să punem vreo 3 arme, aici o să punem, bine, 3 fabrici la arme, bun. Aici o să lăsăm una câte una, sincer că n-avem nevoie de mai multe, în rest ce să mai punem aici, ce să mai punem, mai să punem și artileria și cred că o putem lăsa așa cu 4 arme aici, sincer. Sau de fapt, este că nu cred că am nevoie loc de armor car, că mi se pare o porcărie din toate punctele de vedere, deci e quick, bine, este bună uneori dacă să luăm așa, adică nu e bună asta de 1, logic că mi-e bună aia de 3. Deci, pac, da, nu mai ce mai punem aici, adică nu o să punem loc tankuri, că nu am loc de voi în această campanie de tankuri, o să ne trebuie să ne punem și pe closer support, nu o să-l facem în arunul nostru, acele avionașe, care o să ne ajute foarte mult, ca să stică așa, hai să ne punem 150 de convoiuri, așa, hai să mai ne punem și pe copți marine, frumos, elegant și cu distorele și putem să zicem că este un punct aici deocamdată, bun. Aici luăm frumos toate diviziile, hai să facem și din această diviză să o convertim în infanterie, orice nu avem nevoie de loc de tankuri. Deci punem foarte frumos elegant astea, așa le separăm. Adunarea. Ia să uită așa puțin, hai să le punem și pe astea aici, deci așa. Așa, pac, hai să le punem pe Antonescu acum, că avem nevoie de Antonescu, după să le punem foarte frumos elegant. Aici să le punem pe Sănătescu, aici să le punem pe domnul Avramescu și pe aici o să le punem pe Corneliu Dragalin, da, sau Dragalin, nu știu cum îl cheamă, că n-am căutat despre acest comandant. În care se face, hai să ne punem aici, dar stai că n-avem, da, n-avem cum manpower, hai să ne punem pe Transilvania, adică o să ne mobilizăm pe zona transilvaniană, deoarece aici o să fie, să vă spun eu, vouă, sămânța războiului civil, ca să zic așa, adică o să se izoleze toată treaba asta de aici, adică Basarabia, Muntenia, o să o ia regaliștii și o să ne batem noi cu ei, adică, pe scurt. În rest, stai să-i punem așa pe ăștia, să-i dăm viteză maximă, să-i pun așa aici, frumos, elegant, pe fallback line, adică ne pregătim dinainte, pur și simplu, pe scurt. Facem și noi o paradă militară, ok. Așa, 6 zile mai sunt, ok. Va trebui să tăiem și din salariul la armată, ca să avem mai mult political power și vom vedea ce vom face după. În timp să zic, așa, hai să ne împucim și aici să mai reducem din corupții ca să mai primim political power. Să facem acum o agenție care e nevoie neapărat de agenție, deoarece am cumpărat acel DLC la Resistance, care în episodele viitoare o să ne jucăm foarte frumos și elegant cu Franța lui Napoleon, mai ales, adică vom face aceste focusuri care ne va permite să-l punem pe Napoleon și poate în campaniile viitoare o să facem și cu restul de focusuri la Franța și la Germania, la fel că trebuie să facem și, și aceste două campanii de aici care sunt foarte importante, adică și pe drumul democrației germane, adică o să rămânem în Weimar până la moarte, ca să zic așa, și sau o să îi dăm un revive la Kaiserreich. Vom vedea ce se va întâmpla, dar sincer te putem să jucăm și cu Austria, că și la Austria, a, asta ce useless de Austria, doamne. Am crezut că are aceleași focusuri ca la Ungaria, dar asta e partea a doua. În rest, hai să dăm aici frumos niște strike-uri, deci vom bana meeting-urile odată. Pac, pac, așa. Bun. Public meetings, da, loialitate așa mai mică, ok. Ne trebuie acum un spion neapărat, asta e că trebuie să facem mai întâi agenția. Așa, 5 zile. Mai așteptăm. Va trebui să ne punem pe limited constriction dacă facem political power și pe... Bine, partea mobilizării nu este acum obligatoriu să ne punem, mai ales pe...
O să stăm mai încet, ca să zic așa, o să ne punem neapărat pe frigider, ca să avem mai multe fabrici în plus și să ne mărească viteza și toate porcările pe care să facem în primul rând. Așa s-a făcut și agenția, foarte bine. Nu cred că o să ne punem ceva deocamdată pe ea, sau da, hai să ne punem dacă este ne... Nu avem fabrici, băgăm și pișorul să mă. Am zis că și o fabrici, dar n-am luat fabrici pentru ei. Ia să zic așa, dar asta e costiunul ăsta, este tot așa. 24 de zile, doamne. Va trebui să ne punem pe diplomație la Anglia, deoarece vreau să fac 100% aici. Hai să dăm și aici un pac-pac, așa. Că aveți să vedem relații mai bune cu ei, că dacă mi oferă acces militar la ei pe teritoriu, pot să-mi pun toate diviziile și să o anexez, uite așa, adică, ca și cum mai bate din palme. Și aparent la fel, deci să avem 2 spioni neapărat ca să putem să ne băgăm în relații diplomatice ca să avem acces la ei pe teritoriu. Dacă avem acces la ei pe teritoriu, suntem GG, pot să spun, pur și simplu. Da, greu, și ăsta este un noroc chiar la... Deci nu la fiecare campanie poți face așa ceva. Este la unul la miliard. Dacă putem așa ceva, suntem Dumnezeu pe bune. Așa, uite, am făcut și spionul. Ia uite-l! Băi, ești nebun, mi-a pus pe asta. Foarte bine, până acum... Asta mai pot acum să vadă. Până acum mi-i punea pe aia. Bă, dar pe aia a ajuns fără... Fără față, bun, care e faza. Deci hai să ne băgăm frumos aici în diplomație cu ăștia. O dată, deci ăsta are 28 de zile de poziție, ok. Aici, ăștia vă fac aici exerciții, că de ce nu, și hai să vedem ce mai se întâmplă pe viitor. Păi a început și războiul civil, băieți. Deci pot spune că adio. Adio regatat, pe bune. Acum trebuie să punem bazele statului legionar. Așa îi scoatem frumos de aici, deci... Care-i faza? Hai să scoatem planul ăsta. Ne punem, uite așa, ne punem la recrutat foarte frumos. Deci fac ma așa. Bagă, bagă, bagă. O dată... A, 15. Ok. Și iată, deci punem putem... Ok, am uitat să nu pun avioane, nu? Aba, nu. Hai că avem câteva, sincer. E bun. Măcar așa să avem, sincer. Să le punem pe astea așa și... Hai că e un pic pășa de aici, bun, hai să mergem și aici, ok. Mai este doar acolo puțină rezistență. Hai că am scăpat de divizii calme. Mă, dar ce nașpa este pe ăla de acolo? Din cernuți. Divizia aia de munte gata, s-a dus. N-avem ce spune. Facem cu mâna din... De jos, că s-au dus sus băieții aia. Pa bune. Așa, aici... Nu pune pe și la Sănătescu. Dar să și plece. Dacă tot așa, ok. Aici să vedem ce putem face, deci ok, facem așa, avem o mă, dar suntem pregătiți calme înseamnă. Păi nu cred că mai e nevoie de marina sau de altceva. Am nevoie acum de submarine și de distruiere, dacă să... A, da. Asta e că să deja l-am pus la făcut. E interesant. Tancuri nu facem, păi atunci, băieți, hai să ne mutăm atunci pe arme, că avem nevoie de arme, că vine acum 39 și ne apucă greu un anul. De ce stau ăștia degeaba, că nu înțeleg? Hai și cu ăsta... Și-a terminat, o terminat așa treaba, ok, mai punem o dată pe Rusia. Așa. Le dea dreacului la comuni și clasă. Au uite aici loc liber. De parcare mai ales. A fost. Ce mai putem face? Deci mai... Este mă puțin, hai să ne punem și pe crasherele astea. Ăștia... Da, trebuie să se facă și ăștia, dar... Nu știu când o să se facă, asta e partea a doua. Ok.
Ok, și asta aici. Așa. Rest, opa. Îi respingem, domnule. Deci. Gata să trăiți. Am înțeles. Adunarea. Atențiune. A, estic. Acum pe ăștia o să-i punem frumos din părțile astea, să zic așa. Uite, cam așa o să trebuie să-i punem odată. A doua oară când ne-a recuperat înapoi fabricile, o să punem ăsta puțin mai jos, o porte cu imediat, deoarece nu ne trebuie deocamdată. O să le punem frumos ăsta aici. Mai sus, armele le vom cobora și pe ele, că nu sunt nici ele acum important. Important acum sunt avioanele, sincer să o spun. Deci o lăsăm așa, pastele aici să le scoatem de aici, că nu vreau să mai le simt în preajmă. Că ne mănâncă, ca să zic așa, aerea din manpower și plus că trebuie să le bagi la reinforcement și mai se pot băga aici la rezerve și de-aia. Mare parte nu e bine să le ținem așa și hai că este bine în rest. Pune și aici o română. Aici eu sper că putem face asta, nu. Am înțeles ce ne trebuie. Ne trebuie ceva care o să punem greu mâna pe el, va să zică. Dar ia stai mă tu așa puțin, dacă nu suntem pe fritări, de ce am puține fabrici? Clar treaba. Și da, băieți, acum suntem și noi acum stat. Bine, nu suntem acum stat legionar, stat legionar, să zic așa, acum suntem coaliție, să zic așa, dintre Garda de Fier și Goga. Mai e puțin și să fac acum docurile astea și putem spune că putem trece direct pe Step Goga in the back, adică ceea ce ne dorim. Pur și simplu să spun așa, deci acum le dăm așa câte un strike de ăsta barostan și aici le dăm așa acum power base, că le trebuie power base 100%. Trebuie să le dăm și loialitate, deci să facem o grămadă de lucruri pentru gardă. Acum, gen, să investim la political power în gardă o grămadă. Aici este tot așa puțin, deci dar n-am political power pentru astea. Dar oricum, cred că sunt pentru asta, că le-ai mai important, parcă. Cât restul, să zic așa. Așa se face și asta. Nu suntem în axă, nu? Nu suntem în axă, foarte bine. Așa, bun, aici, sincer, cred că o să ne punem pe criptologii. Hai și aici, că poate decriptăm și noi frumos elegant acum Ungaria, deci în 283 de zile. Păi dacă îi declară război? 165 de zile, ok. Mai e până să-i declarăm război oricum, dar cred că o să ne punem pe Bulgaria, că parcă asta pare mai promisătoare. O facem pe apeși, dacă e până ne punem pe Ungaria. Dar de cât avem nevoie ca să declarăm? Mamă, 30 political power, e cam mult. A, facem acum rost de el. Trebuie să mai așteptăm puțin să înceapă acum războiul civil, că dacă facem frumos elegant războiul civil, uite la astea, dacă le dau aici foarte frumos și elegant acest bonus, o să dea mai mult atac și astea și o să fie puțin mai în avantaj, ca să zic așa. În rest, este de, deci și nu ne implicăm și în forțele aerene. Chit, eu l-am făcut. Ok, deci ce mai putem face? Deci putem să mai ne infiltrăm în marină și hai în guvernăm. Da, men, dacă e, deci am pus-o și pe asta foarte frumos și elegant. Pac, 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 pac. Și hai să așteptăm. Și uite așa venim și războiul civil, oameni buni, și acum o să-l punem pe capitan frumos elegant. Ca comandant. Și hai înainte acum foarte frumos, dar stai așa până atunci, deci am făcut astea,
Hai să ne punem să facem și repede. Da, nu cred că asta e obligatorie, sincer. Facem docurile, ca astea sunt importante. Cam dată, ok. Uite, mă, cum stau aștia în pulea degeaba. Aștia așa, bun. Ok, hai că intrăm frumos în ei. Dar dacă s-o să mă gândim bine, să ne mutăm pe ăsta. Uite aici, ca să le dea puțin mai mult avantaj, să zic, așa că... Hai că crește acum, deci Invasion Defense, ok, Planning Speed, e chiar bine. Acum justificăm și noi frumos, elegant, Război Bulgarii, oameni buni, și acum foarte simplu și elegant, ne face și relațiile mai bune cu Franța, să zic așa, și cu Anglia, doar ce o să fie problematică treaba asta, să zic așa. Facem și asta o dată, bun. Că dacă nu... Bine, sper să nu îi declare ăștia. Acum putem declara și noi Război Bulgarii, facem și acum statul legionar foarte frumos. Și hai să vedem ce se poate întâmpla. Ok. Hai să-i pun și cel la capitan pe Offensiv Doctrine. Ia să vedem. Nu că de la zice. Facem tensiune și nu cred că intrăm acum. Cred că o să intrăm mai târziu dacă este. Că o să fie probleme cu rușii, dar în rest nu știu dacă o să o pun acum pe ei. Să intru. Vom vedea acum dacă dă ton. Hai pe ce să declară și aici și Ungarii, că avem timp. Dacă declară Anglia, asta este. Dar nu cred că îi declară. Să sperăm, adică. Sperăm. Doamne, știu. Deci, hai să ne ducem și aici, pac, pac. Hai, că putem intra. Ca lume, nu că putem intra, doar. Ok. A declarat la Război Polonii. Ce să mai zic? Mai zic. Hai să facem și asta, ok. A, uite, s-a făcut și asta, hai să facem și la Crusher 2. Unde trebuie? De aici, așa. Bun. Ce este asta? Hai că am intrat frumos prin focus. Mamă, că se poate. Orice se poate, de fapt. Bun. Hai să mai punem și aici ceva, că trebuie să punem și aici multe lucruri, că dacă e să-i urmă așa. Trebuie să facem 6 odată și... Băi, să sperăm că... Bă, să împingem puțin mai repede, că nu vreau să intervine și Anglia, dar... O să intervină, că acum am intrat în axă, dar și uite cum sunt relațiile astea. Hai să mai băgăm aici niște relații. Să facem mai bune relațiile, că o să fie nasol dacă îi declară. Păi am pus și capăt acum, gata. Foarte frumos. Pape din toată Bulgaria. Uite așa. Bun, și acum că am făcut o papetă, o declară, mă, băgam ești să-mi bag. Păi atunci e cât putem și cât mai avem timp. Mergem frumos aici, fain frumos. Ia să o luăm asta aici. Ok. Hai că se poate. Se poate chiar prea bine, băiți. Ok. Și asta, facem acest focus. Și acum, o parată militară foarte frumos. Trebuie să dăm și lancerii la o parte. Deci, gata, ok. Aici trebuie să ne punem și pe aici pe... Dar nu, de fapt, loialitate trebuie să ne punem deocamdată. Trebuie mai... Nu știu când ceva cu loialitatea asta, ca să putem face ceva cu ea, să zic așa. Și... Te dof.
care că am zis să le pun pe toate pe canalul vieții, să zic așa. Canalul englejorești ăstora. Dar, da, ce să spunem. Vom vedea. Hai să băgăm și ăsta aici și ia să vedem. Deci... uite așa. Două încă aici și dacă stau să mă gândesc mai bine... hai, cu trei. Lasă full, bă, dar trebuie să ne pune neapărat acum pe exporturi mai puține, că e cam drastic cu resursele astea, sincer să spun. Așa, ok, tot ăsta știi aici. Hai cu capitanul, sincer, să mergem. Deci, arată Amsterdamul foarte bine, tată. Păi ia să stăm așa, ia stai tu așa puțin, deci... uite așa și uite așa. Hai să timp. Și acum putem veni frumos de aici. Sau de fapt este puțin. Deci pot să-i pun să-i dau direct așa sau... da, merge. Ok. Hai că e bine, băiți, sincer să spun. Așa. Hai că ăștia pleacă frumos. Ok. Aici nu cred că se arată foarte mult, mai investit că acum în ăștia. Doi că am destule, sincer. Pe cap, cu political power, să zic așa. În rest, trebuie să facem neapărat industria aeronautică română și să punem atelierele lui Leonida. La stânga de asta, să zic așa. Hai să ne punem frumos cu... dar nu știu dacă o să mă atace ăștia, este o fază care... e cu dușin doar, deci îți face diviti în prostie, să zic așa. Hai să mai punem și... nu știu cum facem cu misiunea asta. Că spionii mei... ce vorbește atât, până fac ei asta mai durează o grămadă. Hai să ne punem și atunci pe asta și vedem cum decurge situația. Că avem nevoie de arme în prostie, nu de altă. Acum avem aluminiu. N-avem cauciuc, interesant. Am înțeles care este faza, parul. Păi hai să ne punem și pe astea. Să mă atacăm Ungaria. Da, asta e puțin, că dacă ne punem pe noastră de pe Ungaria. Uite așa. Gata să trăiți. Bagă aici, mă, că să nu intre asta în axă, că dacă intră în axă ne-am dus. Ata pot spune. Așa și să sperăm că decurge situația chiar bine. Dar aici m-am cât ne-a până la satisfy requirements să ne punem. E drum lung pe bune. Cât ți le trebuie la capitan? Îi trebuie... mamă, cât ți le trebuie. Și până când ține, ține până 16 martie. Cred că avem timp. Ce ai cu ăștia până... asta-i tu așa puțin. Da, hai să mergem. Uite așa le punem aici și să le punem și pe astea de... aici, uite, le punem pe astea de naval așa, ok. Pac, pac, pac și cam asta o să fie. Măi, acum să vedem, băieți, dacă merge, sincer, că... aici mai ne ia încă 13 zile, să zic așa, și... hai că putem, sincer, să sperăm. Adică... e de acum. Aia, zic. Nu mi integrăm în Germania acum. Lasă, lasă, boss, stai că nu ne băgăm. La voi aici. Lasă așa. Dar n-aș fi să fie din spate acum, sincer, este să ne pregătim cu arme. Deci... așa. Hai că e bine. Așa și... dacă tot să mă gândesc, ia. Ăștia fac ceva aici sau nu fac? Hai că e dominație bună. Hai că e bine, vei să sincer. Mă obicei chiar binișor.
Acum hai să facem și atelierele lui Leonida, dar stai până atunci a... am înțeles, ne dăm mai nica, bă. Asta nu, că să le la armată și am nevoie de powerbase, bine powerbase, de loialitate la armată, deocamdată, deci hai să ne băgăm pe... pe astea atunci, dacă tot e nevoie, așa la mare. Așa și cu ăștia... Deja i-au uitat, cum vine ăștia, fii atent că o să-mi interdict în port ăștia. Era sigur. Acum trebuie să plece, nu? Sau... cum adică, mă, 0? Că aici scrie și 47, 4... cineva, mă? Că aveți să vorbim ați, nu de alta. Este. Ne punem așa și... n-are cum să n-aibă. Deci chiar n-are cum să aibă. Asta o bada. Dar totuși văd că nu-i cam bate, mă. Bine, ne ținem adică după ei, dar... ce să mai zic? Dar de ce apare cea 0? Ia stemi. Deci... deci de aici până aici. A, dar stai puțin, hai din port în port și zic. Adică, uite acolo. Uite așa și parcă așa parcă e bine, nu? A, stai așa că e timp, destul. Un cu ăștia aia să ne punem frumos elegant pe treabă. Uite așa, să te pună și ăștia măcar mai repede pe aici, că avem nevoie de ei. Nemții văd că s-au pus și ei pe... pe unguri, da, nu-mi place cum s-a treaba asta. Măcar să lăsăm cea mai mult de altfel, da, adică... să înghisim puțin mult dacă știți, zic. Deci hai să ne punem și pe astea, că și astea sunt importante. Dar ne trebuie și o armată destul de mare ca să ne pregătim și de barbarul ăsta. Hai, dă capul nostru. Ia o tipărul ăștia cum ne așteaptă la graniță. Hai că ne punem calme. În rest este tot așa puțin, le punem și asta aici, mamă. Hai și cu asta și... atențiune! Le punem mai mult aici pe ăștia. Așa mă băiți, așa, dați-mi mie asta. Aia, aia zic. Am înțeles! Atențiune! La comandă! Mișcați! Înaintați! Așa și... amnește! Înaintați! Retragerea! Iată mă, culom... dar nu iau și Budapesta, e nașpa. Budapesta ăsta. Da, nu-i problemă. Hai să mai punem aici încă niște fabrici, că avem nevoie la fabrici și în prostie de infranet equipment. E aparat. Dar în rest, stai că ne-o scălăm. Hai că mâncă pe așa de vii. Atențiune! Dar nu se putea, mă, să unde și mie astea. Nu se putea. Haideți, începeți de pasarea. Hai, puta besta mea. A mea, bossule, a mea, lasă-mi mi. Te rog eu, doamne, lasă-mi mi. Am nevoie de brad. Ia uite unde s-au pus ăștia. Hai că nu-i o luăm. Așa le dau pe bune. Au luat tu ăștia, mă, băgă-mi ești picior să-mi băt. Păi știu ce luam, mă, am luat alfoldul și... atât? Prea puțin.
Ai cum, e prea puțin. Atențiune! Hai să ne punem și pe sârbii ăștia, știi ce zic? Da, de ce? Ba, hai să ne punem... Da, nu, știu ceva, nu, îi lăsăm pe sârbi pentru la sfârșit, dacă e. Și dacă e, hai să le facem aici o fără, hai că farsă dacă e. Dă-i direct așa, mă băgăm mea și piciorul. Odată și... Tot n-avem... supremație. Mama e de supremație. Aici are tata pe canalul ăsta, pune. Dar avem 7, adică SIE 761 astea, dar jonglează cum le ai fază. Da, sol, că jonglează. Și ce vor mă să spargă, că nu ce să spargă aici. Se chinuie ăștia până mâine să dea aici, aș zic, duc de jos, pe bune. Poate ne alin și cu rușii, dar hai, că slabe șanse. Slabe șanse, oricum pe așa trebuie să-i atacăm pe ruși odată. În rest, ia să vedem un lucru, deci ăștia... Băi, nu știu, să porniști din partea asta de aici? A, nu cred că asta e verită. Păi ia să-i așa puțin, deci... A, și trece pe aici, nu? Da. Dar nu știu cu nimic, ok. Asta este... Păi și hai să ne punem atunci pe Grecia, dacă tot este... A, dar stai că nu putem. Nu putem să ne punem pe nimic, ești nebun aproape. A, e așa, atunci și... Direct până acolo, începem cu Avramescu. Hai, zic. Pe Bulgaria nu-i băgăm deloc în... În ale noastre business-uri, să zic așa, că nu prea o să le stai bine, dar o să stai să dăm aici frumos elegant de toate. Apară de acolo la ei ca să mai facem rost de divizii, că sunt fostori astea la bulgar diviziile astea. Mă, deci ce dracu lui, mă? Unde dragomente ăștia până aici? Oricum îi spargem în două, n-au cum să mă fac ăștia. Slabi englezi. Răst, ia stai. Opa, trei divizii aici la băiatul. Bagă-le acolo. Uite așa le ciuruim. Aaa, dar stați mă pe ei, să putem face o șmecherie dacă tot avem noi spioni. Pă bune. Dacă tot avem spioni, uite ce putem face, deci... Uite, hai, că mai are stați 10 zile, o să ne punem frumos aici cu boost ideologii. Vezi ce frumos o să fie. Că o să fie peste și-a revoluție la englezi. Vezi ce frumos o să fie, tată. Ia, uite, încă o diviție aici la băiatul. Bagă diviții în prostie aici. Și dacă e să facem și acea decriptare la ei tot. De noi, ba, deci aici ok. A, puse 25, cam multe, cam multe, cam multe. Dacă îi facem pe americani, că totuși și așa sunt buni, să zic așa. Așa, spymaster, păi de ce nu? Hai, zic. Ăsta de aici, pune facă aici aia. Un smart intel de ăsta, apară un intel build, așa ok, și pe asta o punem, dar nu pot să o pun, că am nevoie de intel, ok, hai să o punem aici, o dată și vedem ce se întâmplă după. Păi se pare că am fost sabotat, trecătorul se zice că am refuzat ultimatumul și direct mi-a declarat război, deci n-am mai putut loc să așteptăm. Un timp destul de mare, să zic așa. A, e. Hai că n-aștept acum, hai să punem înapoi pe capitan aici, ok. Hai că-i batem pe comune și n-are cum.
Îi batem, băi, să facă niște aeri pe mândouă. Bun. A, păi hai să activăm decriptarea. Pac, s-a dus. Trei de jezile aia mi este stat. Oricum împing în voi și cu Nipti și cu aia mei împing. Am înțeles. Ia uite. Direct în balta mă duc. Aia este. Da. Hai că e bine. Așa se pleacă frumos către balta. Deja ne-am dus până la Odessa. E din frumos pe ăștia, nu-i problemă. De cine mai intră așa de frumos ca noi? Nimeni nu mai intră. Păi da. Deci pot spune că suntem badați. În rest, aici am dat ăștia, aici un boost Party Popularity, să zic așa. El le crește cu puțin păzi, n-am ce zice, dar o să întreb de altă șoată, dar nu știu de ce mi-a dispărut aia cu stage cap și mi-e cu stage cap și tot ce dracul mai aveam. Erau bune alea dacă mai le aveam, sincer. Aia zic. Mă, le intră în calmea sau nu? Și atât îmi place când îmi pun toți oamenii pe un front să vină alții frumos schimbați în avala. Asta îmi place foarte mult, să știți. Vai de capul nostru. Deci 33 de diviții au dus acolo la mine, ești nebun? Doamne. Păi 33 de divizii e mult. Ce să le faci? Asta este. Cum văd că le rezistăm cât de cât? Adică e bine. Uite, mai lăsă de lor acolo, mai se duc limpii peste ei ca lumea. Adică putem apuca ceva, dar... Atențiune. Da și nu, să zic așa. Vai, de capul nostru, vezi ce aici. A intrat și tare englezii, a intrat toți aproape, ești nebun. Continuați atacul. Fără niciun mișto. Păi cât băieții ăștia stau aici, păi pot spune și eu așa că m-am dus ca lumea, adică despre ce putem vorbi? Ăștia au anexat Iugoslavia fără să știu eu, m-am făcut și eu puțin cu morava asta și cu banatul de vest, dar în rest, ce să mai spun, ne-am dus aproape chiar la fața la nimți, pe scurt, nici, da, nu mai am cuvinte pe bune. Asta nu e, băieți, pur și simplu, italienii și cu noi suntem ca frații pe bune. Și pe ăștia o să ne punem frumos, o să ne punem și pe ăsta de aici. După mergem și noi de aici, pac, pac, pac. Facem export, ești nebun. Atențiune! Ia să-l pun. Uite așa. Ăștia tot așa la fel. Ok. Aici tot la fel. Mergem în față ca băieții adevărați, pe bune. La comandă. Ce vorbești, mă? N-are ce să-mi fac. N-are ce să-mi fac. N-are ce să-mi fac. Eu zic că trebuie să pune și astea acum la făcut. Ok. Adunarea. Hai că vin și ăștia de acolo. What the fuck, ok? Hai că mai durează mult și capitularea se repede. Hai zic. Ne-am dus ca lume. National Legendary State. Lume mare. Deci, hai să facem și aici asta. Hai că putem face și acum. Și mai credeam să dăm suport la tot
ce trebuie. Hai și cu tancurile, că n-am ce să mai pun acum. Să vină și americani, să vină toți pe mine, că-i rupându-o. Am mai ales americani. Am trecut de mult de Moscova, ce mai fac americani? Păi cine mai ajută ei acum? Bă, nimeni. Că în rest, 121 de divizii direct. Auzi ce-a frumos, cu ramă de-aia aurie. Păi da, nu. Avem power, o mai spun. N-avem nimica. Avem power, adică... Asta e cam nașpa. Nu facem nici propagandă, că trebuie să facem neapărat propagandă și aici. Dar cât e? A crescut extrem de puțin, adică... O fac degeaba, până la urmă. Oricum facem invazii navală pe ăștia. Ca un cotron numai eu, sincer să o spun. Dar să vedem și noi ce putem să luăm. Că din această anexare, că... Logic că nemții o să te pună pe noi ca câinii. Nemții toți și astea. Ia auto. Aia zic, hai să luăm repede, repede ori astea de aici, tot ce ne trebuie. Așa. Mamă, da. Mult, mă, nu, pe bune. Aia stic. Bă, după ce că v-am ajutat și astea tot, nu vreau să-mi faci nici o bucată de pământ, ce naibă. Trebuie să fim așa. Dar merg departe, mă jur. Deci, hai că luăm, nu mă bag acolo. Le las doar astea. Te mai rup aici niște lucruri. Și dă să mai luăm, dă să mai luăm. Așa, mam. Cred că o să cedem unele teritorii. Și pac, pac, pac. Mamă, dar câte sunt. Mă mulțumesc cu atâta băieți, nu m-am putut deocot. Dar ce-i naiba? Bă, ai că astea sunt mai ieftinache aici. Degeară să ne punem și pe astea să-l luăm. Ia uite ce frumos poate să fie. Bă, să-l luăm tot, pe bune. Să mă înfrug de aici ca lume. Mamă, dar am zis că nu mă pun băsaia, dar m-am pus ca lumea pe el. Nu de alta. Așa, ia să vedem. Aia, stic. Taxează-mă cu mai mult. Asta e și ideea, păi da, nu? De aici, pac. Ok. Mamă, dar mult. Trebuie să apăsăm mai ceva bune. Păi, ia și aici, că stai cât ne costă. Ah. Băi, unde ai ajuns cu asta, adică, da. Ia să punem și astea și... Iată încă pot să mai iau. Păi... Ia stai tu așa puțin, poți să ieși Tanutuba, dar poți să ieși Tanutuba. Dă și din Mongolia, dă și... Mamă, cât m-am dus aici de mult. Wow, îl lua, fii atent că o poți să iau pe toată. Aia, nici chiar așa. Dar poți să iau, uite cât am intrat în ea. Oalelelele. Fii atent că am luat... tot ești de mă. Pă bune că am luat tot. Ce naiba mă. Dă și astea de aici din nord. Păi da, de ce nu?
Ia și acum să vedem acum. Aia, zic. Gândește acum pe săbot, păi de ce nu? Se, nu se putea, adică, nu. De acum, că tot ce am selectat, dau înapoi. Ba vorbești, bă, că nu mai am puncte. Ce să decidezi, aia întrebare. Hai, ăsta de aici, ăsta de aici. Ah, am fix, ești nebun, fix am. Mamă. Hai, zic. Păi să cedem ăsta și ăsta. Bă, dar mult mai mânirează ăștia pe unii. Doamne. Fii atent că o să rămân cu găuri. Aici că cere. Hai, luați voi ăsta, că tot, dacă tot are cronul meu. Mă răzăi pentru ăla. Iar vreau. Mamă, nu mai pot. Ce dracului, mă? Fii că vor și ta, nu tu, mă, bulangii, bă, ești nebun. Luați-le, om, hai, luați-le. Lăsați-mă, dracului. Doamne. Deci nu poți să iei nimic, mă, că ăștia mușcă din tine, marea dracu, animale. Ce să le faci, mă, ia ce de asta le tot dai în pista, mă. Ia, iar cere. Încă o dată cere. Da, mamă. Și acum au conferința asta de pace nebună. Și logic că lângă noi este Russia Empire. Dar ce imperiu, ce imperiu mai este ăsta? Chiar nu mai înțeleg acum faza. Deci ce imperiu poate să fie să băiți? Un imperiu foarte mic, adică e cât, bine, până și Elveția se compara cu el, pe bune. Cred că era și mai mare. Dar ares, da, deci putem spune că ne-am atins potențialul cu rușii. Bă, bune, că ne-am atins potențialul cu ei. Pe cine dracului mai făcea acest lucru? Ne-am dus frumos, am făcut din... Bine, noi ne-am făcut cum ar fi Dacia, dar am făcut din Dacia... O treacă Dacia mai mare. Bine, n-am mers în vest, am mers în est, unde e mai bine. Ce să zic? Deci cu ăștia aici ce se tot așa să vedem. Acum că am scăpat de marele inamic. Mai sunt americani acum. Și mai sunt și ăștia aici, nu-i vreau cu ăștia oricum. Ok. Și cred că dacă stau să mă gândesc o dată. Deci, să vedem un lucru, deci Mongolia o facem ca puppet. Și ăsta cred că o să fac tot ca la fel ca pap. Nu, 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 nu mai dreptul, nu nimic, bossule. Mamă, câte țări. Hai, lasă așa. Dar sincer, aici ce este? Asta e Kazahstan. Cred că l-aș ceda, mă, că de ce am intrat, ba, a, de ce am intrat loc în englezii. Nu știu, nu știu, credeam că am intrat. De acolo oricum, sau cred că nu. Ia stai mai puțin, deci United States. Păi cum să vin, măi, aici îi dominăm. Ah, dar stați mă puțin, că facem de aici invazie navală și intru direct pe american, tată. Dar nu acum, mai stăm măcar. Că vreau să lăștui Anglia, dar nu cred că o să mai putem lua în această campanie, sincer. Că nu prea să face asta aici și nu... Chiar n-am niciun chef să stau până... Cum să vă spun eu vouă? Până peste 41, că dracului, filmăm de ori și așa și mi-a ajuns, pe bune, toată chinuia asta. Deci, da băi, putem spune că se capătul campaniei, că am luat mai mult decât trebuia din URSS, sincer. Adică, am făcut o țară mare ca soarele de pe cer, pe bune. Deci, da. Dar, sincer, nu mai
asta așa, deci o să facem în episodul viitor Partidul Națiunii și cam asta o să fie ultima campanie pe acest mod, Romania Rework. Nu, să nu uitați că l-aveți în descriere modul, dacă să-l jucați. Deci o să facem frumos ruta istorică, nu o să ne implicăm foarte mult, adică pur și simplu vreau să văd... Bine, o să anexăm Bulgaria sau Ungaria, vom vedea pe viitor ce se va întâmpla, dar sincer nu cred că vom sta foarte mult pe gânduri, că nu cred că o să îi declare fix pe amândoi Anglia, să zic așa. Și cred că o să anexăm pe toți. Gen, o să anexăm frumos Bulgaria și Ungaria, dar nu știu, vom vedea, vom vedea, sincer, n-am cum să zic ceva care nu pot să promit. Deci, da, cam asta a fost campania mai buni. Eu am fost Iorgi, nu știu să apătăți plunări și ne vedem pe data viitoare cu un alt episod. Salut!